Am luat un om obișnuit și l-am lăsat în habitatul natural al tigrului de Siberia, munții Tibetului. L-am lăsat să-și aducă trei lucruri pentru necesitatea supraviețuirii. Acesta și-a adus un cuțit, ochelari de soare și camuflaj pentru a nu fi detectat de predători. Prima oară vom începe cu găsirea hrănii și după aceea vom găsi apă, dacă putem, și după aceea vom fierbe pentru a fi potabilă. Ah, am găsit apă! Uaș! Bă, nu mai văzut telefonul. L-am văzut un pic mai colo, tine caută-l. E, bă, ții un pic camera. Cameraunul mi-a lăsat mie camera până și acum căuta portofelul și telefonul. Dar nu știu că eu l-am furat. Da, stai cu unguri! Mie nu mai trebuie! Acum că am văzut animalul sălbatic, va vrea să mă atace și trebuie să-mi apărt teritoriul. Trebuie să căutăm o armă care este bun de împuns. A găsit o botă. Este bună, dar trebuie prelucrată. Am o botă. Acum putem omorâ animalul, prădătorul doarme noapte și putem ataca. Bă, n-ai o brichetă. Ba, bă. Ba, nu mere. Dar cum să nu? La o pulă. Hai de pula mea. Mergem la vânătoare. La vână, animalul. Animalul doarme. Am omorât animalul. Azi mai rata, bă, pulă.